tehnologiile se tot dezvoltă și datorită acestui fapt, cercetătorii descoperă multe adevăruri despre univers și, de asemenea, reînnoiesc teoriile vechi. Spațiul cosmic este enorm și numărul fenomenelor neobișnuite care se întâmplă aici este foarte mare. Omenirea se află în continuă explorare sau exploatare. Care este deosebirea între aceste cuvinte? Să vedem ce ne spune Dexul de pe stradă. Explorare, exploatare. Exploatare este... Totul diferit sunt. Pot să exploatez pe cineva, în mod direct și indirect, moral, fizic. Explorare, a explora, ceva a căuta, sunt mulți explora, stați spune. Columb, a explorat, a căutat, a găsit și ce a căutat. Explorare, când călătorești, de exemplu, și exploatare, când folosești, uzezi ceva. Reunul botanic s-a dat în exploatare o clădire. Explora, explorat, exploatare, explorare. Da, dar nu, explorare nu știu. Exploatare, a exploata o persoană, a exploata pe cineva. Dar explorare nu vă pot zice. Explora când pleci într-un loc nou și vrei să descoperi chestii noi, iar exploata când îți asumi sau îți depășești unele atribuții pe care le ai și exploatezi alți oameni, în sens că îți permiți prea multe să folosești alți oameni sau lucruri în dependență de context. A exploata asta înseamnă, asta se poate exploata un popor sau încă ceva din mecanisme. Angajarea neoficială este o exploatare. În dicționarul explicativ al limbii române, verbul a explora are următoarea definiție. A cerceta o țară sau o regiune necunoscută sau puțin cunoscută cu scopul de a face descoperiri sau studii științifice. A cerceta posibilitățile de exploatare a unui zăcământ. A exploata înseamnă a folosi, a pune în valoare o resursă, a extrage o substanță utilă în vederea realizării unor obiective economice, a-și însuși fără plată din rezultatele muncii altuia. Sensul figurat al termenului a exploata este a trage folos în mod abuziv din ceva, a profita de ceva. Să exemplificăm, planeta Marte a fost explorată de numeroase nave spațiale fără echipaj. Un nou traseu turistic explorează sud-estul Republicii Moldova. Zăcământul de gips va începe să fie exploatat în anul 2023. Oamenii exploatează resursele naturale fără a ține cont de faptul că acestea sunt finite. Nu uitați, niciodată nu este prea târziu pentru a învăța.